Astăzi o să vorbim despre rugăciunea Tatăl nostru și care aveți Biblii, dacă vreți să deschideți. În Matei 6, de la 7 la 13, acolo găsim rugăciunea Tatăl nostru. Cei mai mulți o cunoașteți pe de rost și de asta n-o să vă cer să mai deschideți pentru că o știți și ideea este că o să vă spun ce scrie în rugăciunea aceasta. Rugăciunea spune în contextul în care vedem în contextul în care a fost pusă că ucenicii au rugat pe Domnul Isus să îi învețe să se roage. Pentru că și Ioan cumva învăța să pe ucenicii săi și ucenicii la un moment dat vin și roagă pe Domnul să-i învețe cum să se roage. Și Domnul vine și le spune următoarele cuvinte. El spune în felul următor: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a ta este puterea și slava în veci. Amin. Acesta este textul pe care Domnul l-a spus ucenicilor și acestea sunt cuvintele pe care Domnul le sugerează ucenicilor. Dar, vedeți, de-a lungul timpului, oamenii au făcut din cuvintele acestea un mod greșit de a se raporta la Dumnezeu. Foarte mulți cred că rugăciunea aceasta cumva este o formulă magică pe care dacă o spui, ai practic acces la Dumnezeu Tatăl și rugăciunea asta îți deschide poarta la cel prea înalt și îți acordă Dumnezeu bunăvoință. Și sunt oameni care, din păcate, o repetă de zeci de ori, poate într-o zi, și cred că prin asta Dumnezeu îi ascultă. Ei spun numai rugăciunea asta, cred că doar asta e bine să spui înaintea lui Dumnezeu, că Dumnezeu te ascultă, că Domnul spune ei că te-a învățat așa, ca să te rogi. Alții cred că doar această rugăciune trebuie să o rostești și gata, ți-ai făcut datoria pentru totdeauna față de Dumnezeu pe o perioadă poate mai lungă sau mai scurtă și după aia când mai ești la necaz, dacă spui Tatăl nostru, Dumnezeu te ascultă și îți rezolvă problema. Alții practic o recită mecanic, ca pe o liturghie, ca pe ceva ce o spun la începutul programului lor religios și încheie programul religios tot cu Tatăl nostru. Dar să știți că rugăciunea Tatăl nostru nu a fost spusă de Domnul pentru a începe un program religios cu ea și a finaliza cu ea sau să o repeți în fiecare zi. Alții în ortodoxie, în catolicism, o prescriu drept un fel de pedeapsă ca cel păcătos să o repete ca să îi se ierte păcatele și au rozariu, dacă știți ce este, este un șirac din ăla de biluțe și într-un fel le dă pedeapsă să spună 10 Ave Maria sau 10 Tatăl nostru ca să li se ierte nu știu ce păcate și după fiecare rugăciune împing cu degetul mare o biluță de aia ca să nu le uite șirul sau numărul rugăciunilor. Să știți că astea sunt moduri greșite de a înțelege rugăciunea Tatăl nostru. Dumnezeu ne-a lăsat-o cu scopul de a învăța anumite principii din ea pentru viața noastră de credință în relaționarea cu El, cât și cu semenii noștri. Și astăzi aș dori să vedem câteva principii care cred că rugăciunea aceasta le scoate în evidență și din motivul acesta nu trebuie să o repetăm ca pe o poezie de fiecare dată când credem noi că trebuie să rostim Tatăl nostru. Așadar, aș vrea să luăm câteva principii din rugăciunea aceasta și să privim la ele ca și principii, nu doar ca un cuvânt fără sens, fără viață, care trebuie repetat mecanic și ne-am făcut datoria față de Dumnezeu. Acum, aș vrea să vă spun că
trebuie să fim foarte atenți când avem tendința să ne rugăm rugăciunea asta. De ce? Pentru că rugăciunea începe în felul următor: Tatăl nostru. Și când spunem Tată, trebuie să nu îndrăznim să spunem expresia asta dacă în fiecare zi a vieții noastre noi nu ne comportăm ca un fiu adevărat al lui Dumnezeu pe pământul acesta. În fiecare zi trebuie să ne comportăm ca și fii ai lui Dumnezeu. A spune tată arată spre o relație practic continuă a omului credincios cu Dumnezeu. Unul care caută să fie fidel și care caută să fie ascultător în oricare aspect al vieții lui. Asta înseamnă să fii fiul lui Dumnezeu, să fii un om credincios care caută voia lui Dumnezeu. Unul care caută să citească Scriptura, care caută să se roage zilnic, unul care caută să aibă o trăire după Scriptură, să fie evlavios și nu doar un creștin de duminică sau care să meargă la biserică doar de sărbători. Deci, la tată nu te relaționezi în felul acesta. Dacă îi spui tată, trebuie să fii un fiu ascultător în fiecare zi a vieții tale. Trebuie să fii un om care ascultă de cuvântul revelat al lui Dumnezeu în Scriptură și să stăruie să îl pună în practică. Altfel nu poți să numești pe Dumnezeu ca tată și tu nu te poți numi ca și fiul al lui. Nu poți spune tată dacă nu-ți pasă de cuvântul său. Toți oamenii care se roagă rugăciunea Tatăl nostru și n-au citit niciodată Biblia, n-au citit niciodată, nu s-au rugat niciodată Domnului într-un mod biblic, care nu-l cunosc, care nu citesc despre el și nu împlinesc cuvântul său, oamenii aceștia nu pot să spună tată cu toată inima lor, pentru că ei nu știu practic cui îi spun tată. Înțelegeți lucrul acesta? Totuși, să spui tată, dacă n-ai citit niciodată, nu cunoști ce spune Dumnezeu, practic ești un fățarnic. La fel ca cei din Israel, despre care Domnul spune la un moment dat că norodul acesta se apropie de mine și mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Toți oamenii care fac lucrul ăsta, să știți că sunt la fel ca și acei farisei din vechime care strigau la Dumnezeu zilnic, dar ei nu aveau nimic de a face cu cuvântul lui Dumnezeu. Doar rosteau numele de pe buze, dar când era vorba să cunoască și să pună în practică, nu făceau lucrurile respective. Totodată, să știți, calitatea de fiu al lui Dumnezeu include și disciplinarea. Scriptura spune că pe oricine primește ca fiu al său, el, Dumnezeu, îl bate cu nuiaua. Ce înseamnă lucrul ăsta? Că îl disciplinează ca să îl învețe lucrurile spirituale și el să ia aminte la ele, pentru că orice copil al Domnului este disciplinat într-un fel sau altul. De ce? Pentru că noi ne naștem cu o minte răzvrătită, cu o minte care nu gândește ca Dumnezeu, cu o minte care nu relaționează practic cu lucrurile spirituale și de asta Dumnezeu de multe ori ne pedepsește cu anumite lucruri spre binele nostru veșnic, ca noi să ne învățăm lecțiile și să nu mai repetăm același păcat de multe ori pe pământul acesta. De ce face lucrul ăsta? Pentru că Dumnezeu ne vrea mai bun. Vedeți, și noi avem copii. Și uneori este nevoie ca să-l disciplinezi, nu neapărat fizic, dar luând anumite măsuri împotriva lui, luând anumite restricții. De ce faci lucrul ăsta? Pentru că-l iubești sau pentru că nu-l iubești? Faci pentru că-l iubești, că-l vrei să fie mai bun, să fie diferit, da? Să nu persiste în greșeală și să nu facă lucruri neîngăduite. La fel și Dumnezeu se comportă cu copiii săi, să știți. Ia anumite măsuri împotriva lor, spre binele lor veșnic, ca ei să învețe anumite lucruri și să fie spre binele lor veșnic. Asta spune Scriptura acolo în Evrei 12, de la 5 la 11. Ți-ai înțeles tu statutul de fiu al Tatălui din ceruri în viața asta pe pământ, cât ai trăit până astăzi? Ești tu cu adevărat un fiu prin comportamentul tău zilnic și prin a pune în practică voia sa revelată din cuvânt? Dacă nu, ia bine seama înainte de a spune tată
atunci când ai tendința să spui rugăciunea Tatăl nostru. Dar rugăciunea Tatăl nostru vine și spune Tatăl nostru. Și să nu spui nostru dacă ai tendințe să urăști sau să bârfești sau să disprețuiești pe frații tăi. Sunt lucruri pe care trebuie să le luăm aminte. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că foarte mulți astăzi vin și spun rugăciunea asta și ei sunt certați, fie cu vecinul, fie cu fratele de trup, fie cu frați în adunare sau în biserică, au probleme unii cu alții, bârfesc unii pe alții, se bârfesc, îi urăsc, îi disprețuiesc și din cauza asta trebuie să luăm foarte bine aminte când avem tendința să spunem nostru. De ce? Pentru că cuvântul nostru ne leagă, ne leagă de Tatăl. Da? Este o expresie care scoate în evidență o relație și nu poți să vii să spui Tatăl nostru când tu ai probleme cu celălalt. Aici să știți că intervine în scriptură și sau scoate mai bine în evidență relația noastră pe orizontală cu frații de credință, da? Sau cu semenii noștri. Dacă am ca tată pe Dumnezeu, trebuie să reflecte în mine caracterul lui Dumnezeu. În relațiile cu oamenii, eu trebuie să fiu drept, trebuie să fiu iubitor, trebuie să fiu cinstit, trebuie să fiu cu ei așa cum mi-aș dori ca ei să se comporte cu mine. E o relație normală, nu? Trebuie să fiu un model vrednic de a fi urmat pe pământul acesta plin de păcat și nelegiuire. Fiecare copil al Domnului trebuie să fie un model sfânt pe pământul acesta și să reflecte în el însuși caracterul lui Dumnezeu. Trebuie să se deosebească total de toți ceilalți oameni care nu cunosc pe Dumnezeu sau nu citesc Scriptura sau nu fac voia lui Dumnezeu pe pământul acesta. Dacă Tatăl este sfânt, eu trebuie să fiu sfânt în toate relațiile mele cu oamenii credincioși, cât și cu cei necredincioși. Cu atât mai mult cu cei necredincioși, trebuie să fiu un exemplu pentru ei, ca ei să vadă în mine reflectat caracterul lui Dumnezeu. Spunând în nostru, mă identific automat cu ceilalți sfinți care și ei la rândul lor reflectă în ei chipul Domnului Hristos. Oare aș putea eu să vin în mijlocul sfinților sau al fraților și să mă rog Tatălui și eu să tratez cu respect, cu dispreț, scuze, să tratez cu dispreț pe unul sau pe altul, să-l bârfesc, să îl urăsc sau să-l disprețuiesc sau să îi doresc rău? Ar privi Tatăl meu cu plăcere o această rea atitudine a inimii mele? Ar tolera-o el și mi-ar asculta el rugăciunea atâta timp cât disprețuiesc eu pe fratele meu? Bineînțeles că nu. La un moment dat în Evanghelie, Domnul Hristos prezintă o pildă și o cunoașteți cu toții. Este pilda cu fratele mai mare care primise favorul cu fratele mai mic, practic, care primise favorul tatălui după ce trăise o viață plină de plăceri și risipise totul în păcat. Și acesta vedem că se pocăiește, vine acasă și este reabilitat ca și fiu. Și celălalt frate începe să-l condamne, începe să-l urască și la un moment dat când se apropie de casă spune că n-a mai vrut să mai intre în casă pentru că ura și disprețuia și pe fratele lui și pe tatăl, pentru că tatăl îl primise bine. Credeți că tatăl s-a bucurat de atitudinea rea a inimii lui până ce nu s-a corectat? Credeți că a avut el o relație bună cu tatăl până nu și-a reparat relația cu fratele său? De aceea și Scriptura spune să știți că dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, spune clar că lasă-ți darul acolo, du-te mai întâi de toate și împacă-te cu fratele tău și după aia vino și adu darul la altar. Este un principiu pe care toți trebuie să-l aplicăm și de asta să știți că nu poți să spui Tatăl nostru dacă ai ceva cu cineva sau dacă îl urăști sau dacă ai ceva împotriva lui și nu ai reparat relația cu el. Nu poți să vii la Dumnezeu să te rogi nici un fel de rugăciune dacă tu ții ură pe cel de lângă tine, indiferent cine este, om credincios sau om necredincios.
om care cunoaște pe Dumnezeu sau care nu cunoaște pe Dumnezeu. De să nu spui nostru dacă nu ești într-o relație bună pe orizontală cu fratele tău de credință sau cu semenul tău necredincios, pentru care trebuie să fii un exemplu. Acum, să nu spui care ești în ceruri dacă tu crezi că nu te vede ceea ce faci în fiecare zi pe pământul acesta. Sunt lucruri la care trebuie să luăm aminte fiecare dintre noi. Cei mai mulți astăzi gândesc că Dumnezeu a creat toate lucrurile astea de pe pământ și le lasă apoi să funcționeze în funcție de principiile și legile pe care El le-a lăsat în natură. Cei mai mulți astăzi vin și definesc pe Dumnezeu ca pe un ceasornicar care creează un ceas din ăsta foarte complex, îl ia, îi trage cheița și îl pune pe masă și îl lasă să funcționeze. Problema este că Dumnezeu nu a creat lumea și a lăsat-o în voia ei și să se guverneze de legile pe care El le-a așezat în creație. Să știți că Dumnezeu este implicat activ în toată creația sa și în cerul sus, între îngerii sfinți și între oameni jos pe pământ. Dumnezeu este implicat activ în toate aspectele vieții și este implicat activ în fiecare viața fiecărui om în parte de când se naște până trece dincolo în veșnicii. Dumnezeu este omniprezent, adică este prezent peste tot, este omniscient, adică este a toate știutor și nimic nu este ascuns de ochiul său. El știe faptele oamenilor, știe și chiar gândurile omului înainte ca să le aibă omul în minte. Și de aceea spune că cel ce a sădit urechea s-ar putea oare să n-audă și cel ce a întocmit ochiul s-ar putea oare ca el să nu vadă? Ba da, vede și el aude și cunoaște totul. Și de asta să știți că Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare în parte și cunoaște și faptele noastre și tot ceea ce facem noi pe pământul acesta. Domnul îndeamnă pe fiecare copil al său să caute mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte lucruri, spune cuvântul că omul le va primi pe deasupra, dar înainte de toate omul să caute împărăția lui Dumnezeu. Înțelegeți? Asta este condiția de bază și asta ar trebui să fie prioritatea fiecăruia dintre copiii lui Dumnezeu, să căutăm întâi lucrurile spirituale, că după aceea Dumnezeu se îngrijește și de celelalte lucruri ale vieții, ale fiecăruia dintre noi. Dumnezeu trebuie să fie pe primul loc. De ce? Pentru că și Scriptura, ați văzut, dacă deschideți prima pagină când citiți, spune că la început Dumnezeu creă cerurile și pământul. Deci la început de toate să știți că ăsta este principiul. Dumnezeu, dacă nu-L glorificăm și dacă nu-L cinstim în fiecare zi, El nu rămâne pe primul loc și nu are cinste în viața noastră și nu va fi glorificat de noi, dar atâta timp cât îl avem pe primul loc în viața aceasta pe pământ și El va avea întâietate și El ne va ajuta pe pământul acesta ca să ducem o viață așa cum își dorește El. Dacă nu cauți să faci voia lui Dumnezeu, să știi că diavolul îți va da de lucru și nu te va lăsa șomer niciodată. Îți va da de lucru totdeauna. Tot ce lucrezi pe pământul acesta, să știți că fie putrezește, fie va arde în ziua aceea de la urmă, pe când lucrurile spirituale care sunt făcute după voia sa, să știți că vor rămâne pentru totdeauna. Tot ce este spiritual rămâne pentru veșnicie. Tot ce este făcut pentru pământul acesta și s-au făcut în firea pământească, nimic nu o să luăm cu noi în ceruri sus. Așa că atâta timp cât trăiești pe acest pământ, trăiește ca pentru cer și trebuie să faci lucrul acesta. Și trebuie luat bine seama înainte de a spune Tatăl nostru care ești în ceruri. În al patrulea rând, să nu spui sfințească-se numele tău dacă tu îi rostești numele cu buze necurate sau prefăcute. Gândiți-vă că foarte mulți oameni astăzi rostesc numele lui Dumnezeu în felul acesta și nu-L cinstesc în viața aceasta pe pământ. Mulți sunt fățarnici și se roagă la Dumnezeu fățarnic în mod prefăcut. Mulți sunt care se roagă la Dumnezeu cu buze necurate, necinstindu-I numele. Numele Său, să știți că este unul sfânt, este unul care este pus deoparte. Poate ni se pare exagerate
metodele care le aveau evreii în vechime, atunci când scriau Cuvântul Sfânt, când scriau, când se apropiau să scrie, când făceau copii după Scriptură și se apropiau să scrie numele lui Dumnezeu, mergeau să spălau pe mâini, se întorceau, scriau numele și când terminau de scris, se duceau iar să spălau pe mâini și se întorceau înapoi să scrie cuvintele din Scriptură. Și când ajungeau la vreun nume de al lui Dumnezeu, repetau același lucru. Nu-i judecăm și nu aprobăm sau nu condamnăm lucrul acesta, dar ce vreau să vă scot în relief? Reverența lor care o aveau față de Dumnezeu. Uneori evitau să rostească numele lui Dumnezeu în anumite circunstanțe pentru că ei spuneau că au fie buzele necurate, fie nu sunt vrednici de a rosti numele lui Dumnezeu. Și de asta ei evitau să pronunțe numele lui Iahve. Îi spuneau fie Adonai sau Stăpânul sau altă denumire și evitau să spună numele lui Dumnezeu. Heruvimii în ceruri, vedem că sunt niște pasaje în Scriptură în care spune că în fața lui Dumnezeu își acopereau cu două aripi picioarele, cu două își acopereau fața și cu două zburau. Dumnezeu este sfânt, să știți, Dumnezeu este plin de glorie și nu te apropii oricum de Dumnezeu. În prezența lui Dumnezeu nu intri așa cum vrei, ca la un director sau ca la un primar sau ca la un om de stat. Dumnezeu este stăpânul creației, să știți, Dumnezeu este glorios și mare și Dumnezeu trebuie să fie aparte în viețile noastre, în mintea noastră, chiar și în vocabularul nostru. Isaia la un moment dat în capitolul 6 spune când îi se arată Dumnezeu atunci în vedenia aceea care o are, vine și spune că vai de mine, sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Toți aveau o reverență față de Dumnezeu și față de caracterul său și de persoana sa. În lege le era interzis să ia numele Domnului în deșert. De obicei, asta se înțelege prin a lua în deșert numele Domnului, să nu folosești numele Domnului în injurii sau în blasfemii. Expresia în deșert, în Scriptură, în Vechiul Testament, avea două sensuri. Primul sens era de a fi înșelător în vorbire, sau a fi martor fals, sau a fi răspânditor de zvonuri. Ăsta era primul sens în care puteai să iei numele Domnului în deșert. Și al doilea era a fi fals în închinare sau a fi fals în profeție. Deci, a lua în deșert numele Domnului înseamnă a înălța numele lui Dumnezeu într-un mod fals sau într-un mod frivol. Numele lui Dumnezeu însumează, să știți, întreg caracterul și toată persoana sa. Ai folosi numele înseamnă ai duce caracterul și persoana într-o situație particulară și de aceea spune Scriptura că cine rostește numele Domnului să se și depărteze de fără de lege. El este sfânt și căile lui sunt drepte. Nu ai voie să chemi numele Domnului sau să îl invoci sau să invoci prezența în ceva ce nu-l caracterizează. Când oamenii mint și spun, martor îmi este Dumnezeu, să știți că în momentul ăla oamenii ia în deșert numele Domnului sau rostesc cu buze ușuratice. Îl fac părtaș la o minciună pe Dumnezeu. Oamenii au tendințe să înjure, să drăcuie, să repete cuvinte vulgare reproducându-le ce au zis alții. Asta este iar a lua în deșert numele Domnului sau a vorbi cu buze ușuratice despre numele Domnului. Noi trebuie să fim diferiți în vorbirea noastră și Scriptura în Noul Testament spune că vorbirea voastră să fie totdeauna dreasă cu, să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să fiți sfinți. Asta spune Domnul. Oare din aceeași vână a izvorului poate ieși și apă dulce și apă amară sau apă sărată? Nu poate, spune Iacov. Păi izvorul ori dă apă dulce, ori amară. Nu poate să îți dea două ape diferite. La fel, să știți că spune Scriptura în continuare că limba omului este un foc, este o lume de nelegiuiri.
Ea este acela dintre mădularele noastre care întinează tot trupul și aprinde roata vieții când este aprinsă de focul ghenei, spune Scriptura. Dumnezeu este sfânt și trebuie să ai buze curate și să îl sfințezi zilnic în vocabularul tău. Dacă nu o faci, gândește-te bine înainte de a spune, sfințească-se numele tău. Vedeți? Sunt niște principii pe care le găsim în Scriptură și trebuie să luăm aminte la ele, pentru că oamenii astăzi rostesc rugăciunea asta, dar ei nu-și dau seama de lucrurile care stau în spatele cuvintelor pe care le spun și de asta astăzi aș vrea să fim conștienți încă o dată de Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu și să nu-l tratăm cu ușurătate. Să nu spui vie împărăția ta dacă tu trăiești răzvrătit față de el după propriile tale legi. Aici când spune vie împărăția ta nu este adjectiv, nu este că împărăția este vie, da? Nu-i cuvântul viu, este verb, are sensul să vină aici pe context. Și chiar am verificat și este verb aici. Domnul, totdeauna să știți că a învățat pe ucenici, i-a învățat lucruri scripturale și i-a învățat lucruri de care ei aveau nevoie atunci. În momentul acesta, Israelul era încă sub legea mozaică și Domnul începuse să-și învețe ucenicii în legea nou-testamentară. Și pe contextul ăsta el vine și le spune lor, rugați-vă ca să vină împărăția. Domnul a avut totdeauna pe pământul acesta, să știți, niște standarde la care trebuia să se alinieze fiecare copil al său în funcție de legământul sub care trăia. În timpul când Domnul spunea rugăciunea aceasta, ei au înțeles că este vorba despre o împărăție care avea să vină și nu era vorba despre împărăția lui Israel. Și vedem că după aceea, Domnul, când începe să le vorbească despre împărăția nouă pe care ei trebuiau să o primească, împărăția aceasta era diferită total față de împărăția Vechiului Testament, de împărăția poporului Israel din care făceau parte și credincioși, dar și necredincioși. Despre împărăția aceasta, Domnul vine și spune că iată, la un moment dat este înăuntru vostru ca popor evreu. Și cine era, cine forma împărăția aceea? Păi o formau ucenicii care credeau în Domnul și Domnul le dă caracteristicile acolo a oamenilor din împărăție. Noi când spunem vie împărăția ta, trebuie să ne gândim la împărăția spirituală pe care el o promova atunci. Cum era formată împărăția care trebuia să vină? Păi era formată din oameni care credeau Evanghelia, din oameni care trebuiau să fie botezați în numele Domnului Hristos și erau oameni care trebuiau să fie blânzi, trebuiau să fie zmeriți, trebuiau să fie milostivi. De ce? Pentru că Domnul în continuare, acolo pe munte, vine și le spune... Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția. Vedeți? Îi corelează imediat cu împărăția pe care ei trebuiau să o aștepte și să vină. Spune că ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânși, căci ei vor moșteni pământul, le-a spus tot atunci. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor vedea, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, pentru că ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor, le spunea Domnul. Și ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Căci tot așa au prigonit și pe prorocii care au fost înainte de voi, le spune Domnul. Asta era împărăția, așa arăta împărăția, așa trebuiau să arate oamenii care formau împărăția și pentru care ei se rugau aici în Tatăl nostru, vie împărăția ta. Trebuiau să fie niște oameni care să iubească pe împăratul
cariera cu ei, cariera Domnului Hristos, până la sacrificiu, să renunțe la propriile lor interese și să pună pe ale Domnului mai presus decât orice. Când spui vie împărăția ta, întreabă-te înainte dacă îți asumi o cara publică a lui Hristos de a te identifica cu El ca și credincios. Dacă nu ți-o asumi, nu spune vie împărăția ta. Gândiți-vă la lucrurile astea. Să nu spui facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ, dacă nu o accepți atunci când este dureroasă sau este contrară dorințelor tale. Ăsta este un alt punct pe care trebuie să-l cunoaștem atunci când se rostește rugăciunea Tatăl nostru și se ajunge aici la expresia facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Vedeți? Voia lui Dumnezeu, totdeauna să știți că este conformă cu natura Lui. Dacă El este bun, drept, milos, îndurător și voia Lui cuprinde lucrurile astea, pentru că astea sunt esența caracterului Său. Naturii noastre păcătoase să știți că nu-i place voia lui Dumnezeu și natura noastră păcătoasă să știți că este totdeauna pe invers naturii lui Dumnezeu și voii lui Dumnezeu. Între voia lui și natura mea să știți că va exista întotdeauna un război permanent. De ce? Pentru că Scriptura spune în Isaia că gândurile mele, adică gândurile lui Dumnezeu, nu sunt și gândurile voastre ale oamenilor și căile voastre nu sunt și căile mele, zice Domnul, căci că sunt de sus cerurile față de pământ, atât de sus sunt căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Și de aceea să știți că trebuie să ne convertim zilnic gândurile după voia lui Dumnezeu și să căutăm zilnic ceea ce are El în plan pentru fiecare dintre noi. De ce trebuie să facem lucrul acesta? Pentru că știm că voia lui Dumnezeu este cel mai bun lucru pentru viața noastră și este cel mai bun lucru care ni se poate întâmpla. Și mai știm din Scripturi că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume a celora care sunt chemați după planul Său. Asta spune în Cartea Romani 8:28. Știind toate lucrurile astea, trebuie să luăm aminte atunci când spunem facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Pe pământ, la cine să se facă voia? Păi la mine, în primul rând, care sunt copil al Său și să se împlinească voia Lui în viața mea și asupra mea, pentru că e cel mai bun lucru care mi se poate întâmpla. Tu poți spune, facă-se voia ta și nu a mea, chiar dacă urmează ceva ce nu înțelegi sau ceva ce nu i-ar place naturii tale păcătoase. Dacă nu poți face asta, meditează mult înainte de a spune formal, facă-se voia ta. Acum, să nu spui pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi dacă tu nu te gândești niciodată și la cei flămânși. În Scriptură sunt niște principii lăsate de Dumnezeu și principiile astea sunt mai multe, dar o să vă citesc doar două dintre ele. Spune așa, în primul rând în Eclesiastul 11:1, aruncă-ți pâinea pe ape, căci după multă vreme o vei găsi iarăși. Iar în Proverbe 19:7 spune în felul următor, cine are milă de sărac împrumută pe Domnul și El îi va răsplăti binefacerea. Vedeți? Domnul îi va răsplăti binefacerea celui care dă unui sărac. De ce? Pentru că săracul nu are posibilitate să dea înapoi. Dumnezeu să știți că nu rămâne niciodată dator la nimeni și dacă împrumuți pe un sărac, îl împrumuți pe Dumnezeu și indiferent dacă ești credincios sau nu, Domnul îți va da înapoi, pentru că El nu rămâne dator la absolut nimeni. În Israel, în trecut, erau trei categorii privilegiate de care poporul trebuia să aibă milă și să aibă dărnicii regulate față de ei. Erau văduvele, erau orfanii și erau străinii care erau refugiați din alte popoare în mijlocul poporului lor. Și aceleași categorii, să știți că le găsim într-un fel
și reluate în Noul Testament. În Iacov 1:27 spune că religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeului nostru este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Asta spune Iacov. Dacă dați, și el vă va da. Chiar și în deșert, dacă ați fi, vă aduceți aminte că lui Ilie Dumnezeu i-a purtat de grijă prin corbi și l-a hrănit în pustie, cât a stat în pustie acolo, la pârâul Chedron. Cherit, nu Chedron. Văduva din Sarepta, unde a fost Ilie cazat după ce Ilie pleacă din pustie. Vă aduceți aminte ce zice Ilie? Mai întâi fă-i pentru mine, că era la ultima masă pe care o avea de pregătit, adu-mie că după aia Domnul îți va purta de grijă. Și ea a făcut lucrul ăsta. A făcut o turtă acolo din făina care o mai avea, i-a făcut, i-a dat lui Ilie și după aia știți ce a spus Domnul prin Ilie, că nu-i se va sfârși niciodată unde lemnul din urcior și făina din căpestele. Dumnezeu i-a purtat de grijă în permanență cât a fost anii aceia de secetă. Așa că, înainte de a cere Domnului, dă și tu mai întâi, cum a dat femeia aceasta lui Ilie. Dacă e zgârcit și nu ai inima deschisă spre milostenie, meditează mult înainte de a rosti pâinea noastră cea de toate zile, dă-ne nouă astăzi. În altă ordine de idei, să nu spui, ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, dacă tu nu ierți din toată inima pe semenul tău care ți-a greșit sau te-a ofensat. Nu poți să te rogi rugăciunea Tatăl nostru dacă tu nu ierți pe cineva care a păcătuit împotriva ta. E o imposibilitate să vii înaintea lui Dumnezeu să-i cer lucrul ăsta în rugăciune. Scriptura îndeamnă să avem puterea să iertăm. Și în direcția asta avem pilda datornicului nemilos. Vă aduceți aminte ce spune pilda aceasta? Că era cineva care avea o datorie mare față de stăpânul său și stăpânul cheamă să-și facă socotelile cu el și era o datorie imensă pe care el nu o putea achita niciodată și stăpânul său spune că îl iartă. În momentul în care el pleacă din fața stăpânului său iertat, spune că în stradă îl întâlnește pe unul care avea cea mai mică datorie la el. Avea o datorie foarte mică și îl prinde și îi cere datoria. Acesta, bineînțeles că n-avea cu ce să-i plătească și el îl ia și începe să-l strângă de gât și îl aruncă în temniță ca să-i plătească datoria. Și colegilor se întristează foarte mult când aud lucrul ăsta și merg și spun stăpânului. Și stăpânul vine și îl cheamă înapoi și spune: eu am fost bun cu tine și ți-am iertat toată datoria ta pe care tu nu o puteai plăti niciodată. Putea să-l vândă pe el, pe copii, pe soție, ca sclav și tot nu-și recupera datoria. Și spune: cum tu n-ai putut să ierți o datorie atât de mică omului care s-a împrumutat la tine? Și mai este pilda aceea în care spune că era un om care vine să-și aducă un dar la altar și își aduce aminte că cineva avea ceva împotriva lui și spune că lasă-ți darul acolo, nu-l aduce până în momentul în care nu te duci să te împaci cu celălalt, să-i ceri iertare și după ce rezolvi cu el, vino și adus darul de bunăvoie la altar. Și dacă darul acesta de bunăvoie nu-ți va fi primit, cum crezi că îți va fi primită o cerere practic? Da? Că tu aici în rugăciune spui, ne iartă nouă greșelile noastre pe cum și noi iertăm altora. Vedeți? Dacă cineva care vine să aducă un dar de bunăvoie este respins că nu și-a rezolvat problema, dar să vii să aduci o cerere să fie iertat. Da? Gândiți-vă la lucrurile astea. Dacă Dumnezeu ți-a iertat miliarde de păcate de-a lungul vieții și cineva vine și păcătuiește împotriva ta o dată, de două ori, de trei ori, tu nu ești capabil să îi ierți păcatele lui când Domnul ți-a iertat atâtea? Dacă nu faci lucrul ăsta, ai aceeași soartă
cu celălalt, care vine și spune că i s-a iertat, n-a avut cu ce plăti și după aia vine și strânge pe celălalt de gât și îi cerea ca să îi plătească datoria. Cine nu iartă și urăște pe semenul său, că nu poți să spui că sunt indiferent de el, nu-l iert și sunt indiferent, nu. Dacă nu-l ierți, încă îl urăști. Scriptura știi ce spune? Că oricine urăște este catalogat ca ucigaș. Oricine urăște pe fratele său, spune în 1 epistola lui Ioan 3:15, este un ucigaș. Și să știți că niciun ucigaș n-are viața veșnică rămânând în el. Este verset în Scriptură lucrul ăsta. N-avem voie să urâm pe oameni, n-avem voie să îi dușmănim, n-avem voie să îi bârfim sau să le săpăm groapa sau să le întindem curse. Este exclus din caracterul unui copil al lui Dumnezeu lucrurile astea. Și de asta ai iertat altora ca să ai pretenție să ți se ierte și ție păcatele. Dacă nu, nu fii fățarnic față de Creator și nu spune și ne iartă nouă greșelile noastre dacă nu ai putere să ierți celui care ți-a greșit. Sunt niște principii la care trebuie să luăm aminte când avem tendința să spunem Tatăl nostru. Să nu spui și ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, dacă ai de gând să păcătuiești în continuare după ce ai să pleci de aici. Sunt niște principii de bază în Scriptură astea. Din Scriptură știm că Dumnezeu este sfânt și că El nu este tentat să ispitească pe nimeni. Asta spune în Iacov, uitați ce spune. Nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău. El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta când a zămislit dă naștere păcatului și păcatul înfăptuit odată aduce moartea, spune Scriptura. Să știți că carnea asta noastră sau firea noastră, cum îi zice Cornilescu în traducerea lui, și diavolul și lumea, să știți că ei sunt cei mai mari dușmani ai noștri și ei sunt cei care ne fac să păcătuim pe pământul acesta. Ei sunt cei mai de temut. Ei ne îndeamnă la păcat. Vina pe Dumnezeu o dau doar aceia care sunt păcătoși la fel ca Adam, când a sugerat Domnului că femeia pe care mi-ai dat-o tu, cu alte cuvinte, dacă nu era ea, eu nu păcătuiam împotriva ta. Deci, cu alte cuvinte, Doamne, Tu ești vinovat că mi-ai dat-o. Doar aceia care trăiesc în firea pământească și au aceeași gândire cu Adam. Doar ei pun păcatul pe seama lui Dumnezeu. Dumnezeu, să știți că nu ispitește pe nimeni să păcătuiască și Dumnezeu nu îndeamnă pe nimeni să păcătuiască împotriva omului sau împotriva lui. De la copiii săi, Domnul, să știți că cere curăție de inimă, cere responsabilitate la cel mai înalt nivel. Dacă pleci de aici și îți iei cursul păcătos de trai și nu este nicio schimbare în tine, vii degeaba. Din contră, vii ca să fii condamnat, pentru că intrând în contact cu cuvântul lui Dumnezeu, ești expus adevărului. Așa că gândește-te bine înainte de a rosti și nu ne duce pe noi în ispită. Și în ultimul rând, să nu spui amin. Dacă nu iei în serios tot ce scrie în rugăciunea Tatăl nostru. Dorința mea este să nu privești această rugăciune ca pe o liturghie, ca pe ceva ce este spus formal la începutul unui program sau la sfârșitul unui program religios. Rugăciunea asta nu este o formulă magică, să știți, pe care dacă o spui câștigi favorul lui Dumnezeu. Vei rămâne înșelat pentru totdeauna dacă o privești greșit și nu privești niciodată esența lucrurilor care sunt scoase în evidență în rugăciunea aceasta. Amin, știi ce înseamnă? Amin înseamnă adevărat sau așa să fie. Și este o expresie care are valoare de legământ. Este ceva ce te leagă și îți întărește spusele.
spunând un amin fals în prezența lui unui Dumnezeu sfânt, te va pune imediat într-o postură primejdioasă și deloc favorabilă. Ca și concluzie, schimbă-ți gândirea. Dacă ai spus Tatăl nostru până acum în felul acesta mecanic, pocăiește-te, că asta înseamnă schimbă-ți gândirea sau răzgândește-te astăzi și trăiește ca un adevărat copil al lui Dumnezeu în fiecare zi ca să poți să spui Tată. Trăiește într-o relație bună pe orizontală cu fratele tău, căci trebuie să cauți mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte lucruri, spune Scriptura că le vei primi pe deasupra. Nu rosti numele său cu buze necurate. Trăiește zilnic asumându-ți ocara Domnului Hristos. Ajută pe cei în nevoi, iartă zilnic celui ce îți greșește, mărturisește tu însuți păcatul tău Domnului, așa cum spune acolo, să nu lași să apună soarele peste păcatul tău nemărturisit și trăiește în curăție de inimă și în responsabilitate înaintea Domnului. Amin.